Selgros te invită să deguști o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Politică și delicatețuri. Prietene, există o vorbă din primăvară până în toamnă. Ei bine, la cetate din primăvară până în primăvară. Suntem în decembrie, a fost primăvară în februarie, primăvară în iunie, vară vreo două luni și acum iarăși primăvară. Trebuie care sponsorii noștri să fie fericiți de la Selgros. Să scoatem, iacă, portocale de primăvară, roșii de primăvară și o varză de primăvară, pentru că o să ne jucăm astăzi cu bucătăria noastră și cu două personaje, nici nu știu care e mai simpatic. Adriana. Cine e mai simpatic? Adriana. Tu ești cel mai simpatic. No, sau eu așa. Măi, deci fii atent. Tu ai intrat în istoria folclorului, să zic? Nu a folclorului. În istorie, pur și a folclorului bucureștean, așa. Dar el, băi, el la copii este, măi, e mai tare ca... Da, ne-a bucurat viețile. E mai tare decât Chaplin, pentru că toți copiii din România, dacă el s-ar duce într-o zi, fii atent, n-ai făcut chestia asta. Du-te într-o zi în blocurile cele mai amărâte din București sau din Craiova sau din... și bate la ușă, așa, știi? Și aveți copii. Ce? Cine? Eu, magicianul. Magicianul, da, da. Îți dai seama ce șansă ai? Păi tu ajungi președintele României. E foarte greu să ai succes la copii, că nu-i păcălești așa de ușor, știi? Cele mai grele întâlniri cu scriitorii, să știi, erau de obicei la școli. Pentru copii, dacă îi plictisești în 5 minute, îi vezi că vorbești și vociferează, știi, e mare lucru să le captezi atenția și să-i ții sub vraja vorbelor tale. Oltenia, fii atent că nu știu, și mai ales județul Dolj, are cea mai mare cantitate de Dunăre ca lungime, nu da. Mai vreau scap, din România. Eu niciodată nu mi-am închipuit că ce Dunăre, că toți ei se mândreau cu Jiu, cu Oltu, nu știu, da. Când de fapt au Dunărea. Deci oltenii au cea mai mare cantitate de Dunăre. Dunăre, dacă n-aveai Jiu, Dunăre da, îl făceai. Dar ei aveau Dunărea, nu știu de ce au făcut această chestie. Fii atent ce vă fac astăzi. Așa. Știi cum e, știi cum e, că e tot e Adrian aici. Adriano, cum ajung eu pe dacă malul celălalt? Eu i-aș răspunde, păi ești pe malul celălalt. Da, pe ce bucurie mai mare decât asta? În primul rând, sunt foarte fericită că am venit aici. Recunosc, sunt fana emisiunii și am fost chiar geloasă pe toți cei care au venit aici și s-au bucurat de acest loc unic. Este extraordinar. Mi se pare, poate spun mult, dar spun întotdeauna ceea ce simt, că este ca o Meca la care, dacă ești român, trebuie neapărat să ajungi odată în viață. Este extraordinar. Băiete, fii atent. Nu mic, e băiat că de... e fată, nu, e iubirea mea, dă-i puțin așa. Și a noastră, iubirea. Măi, e o sărbătoare, nu știu ce, de sfârșit, dar hai să faci, hai să fac niște buni. Chestii fine, foarte fine. Tineri, ia bagă ăla peste foc. Așa, ce ne deci pregătești astăzi? O rață, două rațe, trei rațe, patru rațe, cinci rațe. Deci o să fac o chestie foarte interesantă, o să vedeți. Gândește că el fiecare frunză pe care o mănâncă, nu știe ce e aia. Mănâncă ceva, i-am dat de exemplu, vânătă îi place, varză și varză și conopidă. Dar nu mai știu ce legume i-am dat într-o zi, nu-i place morcovul, de exemplu. Te aștepta ca un măgăruș să mănânce morcov. Uite, ăsta n-a vrut să mănânce morcov. Din rațele alea am extras ficatul. Foie gras românesc e micuț, nu se compară... Nu sunt pregătite cu, pentru... Cu ăla franțuzesc. De da. Ce? Pentru că rața aia care face foie gras la unguri și... E îndopată, e bolnavă de ciroză, da. Sigur. Face un ficat de 14 ori mai mare. Asta e un ficat mai modest, așa. Și o să fac niște frigărui cu, în afară de ceapă, roșii, nu știu ce, o să pun și gutuie confiată, pentru că eu sunt un fan al gutuii confiate. O bag și în muștarul ăsta, o să vedeți voi, mai pe parcurs. Dar înainte de asta, da. Știi că e sărbătoare,
O să fac următoarea chestie. Vedeți acest dovleac? Eu o să-l umplu cu o rață prăjită. Iubita mea, stai așa. Sau așa că nu. O rață prăjită în dovleac, e spectaculoasă, așa? Gata. Care va fi felul principal, așa? Dă mai dă-i, da? Îi dau, îi dau, că sunt... Și până o să vă fac niște frigărui în timp ce le facem, le și... Când ascultăm muzică, mâncăm frigărui, așa, pe șestache. Sunt iubitoare de animale. Îmi fac viața mai frumoasă și... ele iubesc necondiționat. Și întotdeauna cred că dacă ai, știi să iubești o plantă, știi să iubești un animal, cu siguranță știi să te descurci și cu un om. Cu ce fac rața asta? Evident, dăm la un ulei, să nu... Că dacă odată, din greșeală, am băut ulei în loc de vin. Deci am o tigaie aici, pe grătar. Mai. Așa. Și aruncăm niște varză, aia, ca să nu mai avem posibilitate. Zvârnă-o tu acolo. Așa, de... Cât de multă pun? Și pun-o toată. Să fie cu noroc. Maestre, vă mănâncă. Hai, la mulți ani, românilor. La mulți ani. Vă mănâncă rața, măgărușul. Bă, și rață, nu cred că mănâncă și rață. Doamne, Dumnezeu. Măgar să mănânce rață, chiar n-am văzut. Nu chiar toată, chiar uite așa. Nu chiar toată. Curiozitatea e semn de inteligență, să știi. Cine nu e cu... Numai proștii nu sunt curioși. Stau cu capul în pământ, oaia e proastă, de exemplu. Oaia e foarte proastă. Oaia stă, nu vede nimic. Uită-te capra. Capra e cea mai inteligentă. Nu știu dacă... De când am măgărușul ăsta, înclin să cred că măgărușii sunt chiar mai deșepți decât caprele. Așa. Deci după ce pui varza să frigă așa, îi punem și niște ceapă cu gogoșar. Da? Fiindcă... Amestec eu dacă vrei cu ceva. Un gust, are un gust mai bun. Ai o lingură? Da. Băi, aduceți-mă o lingură de lemn, băieți. Hai, o lingură copilași. De lemn aici, ca să fiu și eu... Să mă simt și eu... Fii atentă. Deci cu asta o umplem rațele. Da. Sau punem pe lângă ele, hai pur și simplu. Ăsta e uleiul, da. Mai punem puțin. Așa. O călim puțin? O călim puțin. Tot cu noroc. Mai punem și o țâră de slăninuță afumată, nu multă. Mai că se dea un damf așa de... Câți kilometri are Dunărea aici, Mircea? Băi, eu n-am măsurat-o niciodată, pentru că de fiecare dată când am vrut să o măsor, da? M-am oprit să beau un pahar de vin și n-am reușit să o duc la capăt. La un moment dat, eu am scris un articol și am spus, dom'le, așa cum am redat unora proprietățile, ar fi trebuit să înapoiem Dunării bălțile în care se producea peștele pe vremea capitalismului la frumos, dinainte de comunism, când peștele era mâncarea săracului. Și de ce era mâncarea săracului? Pentru că oricine era putea să pescuiască. Nu, era o salbă de lacuri de-a lungul Dunării, fiindcă niciun pește nu depune icrele în apă curgătoare. În apă curgătoare, așa este. Și primăvara, când se umflă și vin apele mari la Dunăre, ele intră în păduri, în bălțile de-a lungul Dunării și acolo depuneau repede crapii, somnii, șucile, așa, și după aia, când scădea apa, plecau. Și rămâneau icrele și eclozau în apă caldă, mică. S-a dus dracu, a redat agriculturii... Să fac și eu ceva. Uite, hai, așa? Că ne-a dus o lingură de lemn să... Bravo, și nouă, bravo, să dea Dumnezeu sănătate. Uite, mă și închin, așa este. Bunica așa făcea. Ia și cu pâine, da. Și cu ceapă. Mai o gură de vin. Sunt un om care gătesc, mănânc, sunt și gurman, sunt și gurme, mănânc, îmi place, sunt o femeie împlinită în ultima vreme, da, și să nu uităm că am și scris 4 cărți de bucate cu meniuri pentru fiecare anotimp. Nu uitați, portocala noastră românească, deci îi dă puțină dulceață și puțină acreală. Fiindcă am pus varză dulce, n-am pus varză murată. La varză murată și la varză murată merge puțină portocală. Așa, învârte acolo. Mm-hmm. E, între timp, o să mai pun niște ulei aici la... Unde o să pun... Cu ce faci, Mariane? Bine, ha? Mănânc. Îmi place să gătesc, adică mă liniștește atunci când gătesc ceva. Îmi place să gătesc mai ales ciorbe. Poate că sunt mai simplu de făcut. Nu gătesc lucruri sofisticate. Nici nu știu și nici nu mi-am propus.
Dar e o liniște atunci când gătesc și o bucurie și e un fel de eliberare. Și dacă mai este și mâncarea bună, s-ar putea să fie doar întâmplător. Bag o rasă aici să prindă... așa, un gust de prăjeală. Uh-huh. Și pe urmă, să văd ce o să fac. Hai, o să vă arăt aici. Hai, noroc, îmi pare rău de tine. Da, să nu-ți pară rău de nimeni. Nu, de rățișoară ea. Până să rața aia ia culoare... Hai, vrei să facem hai asta? Hai să facem așa, niște... Deci am aici, cei mai buni ficăței de pe lume sunt ficații de rață și de gâscă. Facem așa. Da. Vrei să participați? Da, sigur. Da. Cu plăcere, fii atent. Mm. Ție-ți dau un băț. Da. Ia și tu unul așa. Ce băgați aici? Băgăm așa, o bucată de ficat, o bucată de slăninuță. Da. O bucată de gutuie confiată, pentru că... Ficatul întotdeauna e fada, se leagă, nu, se leagă bine cu o chestie mai dulceagă, cu dulceață. Uh-huh. Ceapa, știți cum trebuie făcută? Vă învăț ca să... Deci da. Nu se face... Să tai așa, ca să nu se rupă. Uh-huh. Deci nu așa pe lung, pe lung, nu pe lat, știi? Uh-huh. Fiindcă dacă nu bagi... Bagă slăninuță, bagă slăninuță, da? Ceapa pe lat. Da? Dar bag-o până la capăt, fii atent. Trebuie să bați slăninuța lângă ficat, că îi făcea bine. Băgăm așa, fii atent. Așa am făcut și eu. Îi face bine așa. Pe urmă, bag o roșie. Deci chestii fine, fii atent. Bagă și portocală. Uite, portocala mecanică. Dar aici. Tot lângă ficat. Stai că nu v-am dat ficat unde a ajuns. Și trebuie să arate frumos. După roșie, un ardei. După roșie poți să pui, nu, pune ficat, mai pune ficat. Slănină și ficat cât cuprinde, fiindcă asta... Deci e cea mai fină, după părerea mea, cea mai fină frigăruie de pe lume, știi? Da. Luați asta, da? Aoleu, mă mai duc la... Nu te duc, mai învârte acolo, da? Da. Deja asta să tăiem asta, așa. Bagă slănină, ai băgat. Ceapă, ceapă cât cuprinde. Dar noi nu cântăm aici, am venit degeaba. Ia uite pe cine avem aici. Băgăm o mică... A? Maestre! Fără muzică, nu se poate! Fără muzică, da. Cu mare drag, cum să nu? Ia! Da, ceva de suflet. Gata! Nu stați! Trece rața Dunăre, era un cântec celebr. Toată lumea-mi zice lotru, toată lumea zice lotru, că-i cam furat un lemn din codru, raton lemnicodru. Dar eu lemne n-am furat-o, dar eu lemne n-am furat-o. Să-i fac la mândruța patul. Bravo, Costel, bravo! Și toată lumea-mi zice mie, toată lumea-mi
toată lumea îmi zice hoțu. Toată lumea zice hoțu. Ei, nu mă mândram, zice soțu. Nu mai mândram, zice soțul. Bravo, bravo! Am prezentat an de-a rândul la televiziunea română, știți foarte bine, o vedetă populară. Am cunoscut foarte, foarte mulți interpreți de muzică populară, dar Constantin m-a impresionat foarte tare pentru că în emisiunea asta a mea, împreună cu Elise Stan, el a debutat. Avea 18 ani, câștigase un concurs și Elise l-a invitat în emisiune. El a venit așa foarte stingher, foarte emoționat ca și apariție pentru noi. Mi-a spus că e foarte frică de mine, că mă știe de la televizor și nu știe ce să facă și eu i-am spus, dragul meu, fii relaxat, fii liber, fii tu. Din rațele cu pricina am luat ficatul cu ceapă, cu portocală, cu roșie, butei confiată roșie. Punem puțin ulei pe toate. Așa. Așa. Și le punem pe grătar? Deci pe orice frigăruie trebuie să pui ulei, că altfel se usucă și nu da. Se... Așa. Le punem pe grătar. Se fac foarte repede. Da. Portocala e puțin acrișoară, gutuia nici ea nu este un fruct foarte dulce. Ea are acolo o acrală în ea și o asprime, știi, care îi dă foarte bine cărnii, știi? Se face și mâncare cu gutui, de altfel. Carne, maică mea gătea asta. Gutuie cu carne de vițel sau cu pasăre de curte, știi? Deci se leagă foarte bine cu carne. Încă una de făcut. Tu vrei să mănânci două, trei. Bine. Nici o problemă. Deci avem frigăruile din ficăciorii de rață. Credeți sau nu credeți, magicianul este foarte pofticios. Da, văd că da, este. Da, și mănâncă cu drag orice este gătită. Dacă flacăra la este prea mare, nu? Da, cam așa e. Punem peste ele puțin vin, așa, ca să o stingem, fiindcă nu e bine să pui apă peste friptură. Că foarte multă lume stinge flacăra de pe grătar cu apă. Și nici nu apă peste vin, spun bătrânii, nu? Nu vă recomand, nu vă recomand. Așa. Deci vinul îi dă o chestie așa. Când ce? E aproape gata, o să dăm și cu puțin muștar pe ele. Deci asta va fi, fiindcă e sărbătoare, mai mare chestie decât să mănânci o frigăruie cu ficat de rață sau de gâscă, nu există mai mare bunătate, știi? Așa, bun. Între timp așteptăm să se facă, să nu se facă până la capăt, că ideea nu este că această rață se va prăji aici. Noi doar o... Mariane, o uite, călzim în... portocală. În chestia asta, așa, da? Să capete puțină culoare. Dumnezeu a ținut cu noi, ne-a dat o vreme după suflet, cu puțin vânt, dar iată, suntem la sfârșit de an și sunt atât de fericită încât că am ajuns aici, am făcut emisiunea asta și sunt cu voi, încât le spun telespectatorilor că îmi dau seama că Dumnezeu mă iubește. Asta e ultima? Ultima, să da. Punem tot ficatul. Așa, măi, voi doi când v-ați întâlnit? Mai... Voi nu faceți împreună emisiuni? Acum, de când cu serialul suntem împreună și e o mare bucurie să... Să vă spun, la casting, mă duc eu la casting. În locul ei? Nu. Și de cine dau? Colega excepțională din studenție, Adriana Trandafir. Ne-am văzut... Voi a fost colegi? Păi era fapt... puțin mai mare decât sunt mai mine. Mare decât el, să-mi zică tanti, da. Păi așa și spun. Și ajung la casting și cine e? Adriana. Din vorbă în vorbă, în 10 minute, ne dau textul, noi ci că l-am învățat, l-am spus, toată lumea râdea. Împreună? Da. Da. La revedere, cuplu ideal al anului 2018. Și așa am și rămas. Cât era? Acum, 2018. Da, suntem așa cuplu anului, da. Așa s-a zis, da. S-a zis, da. Da? Și s-a suntem, scris? Cu filmul nostru, suntem lideri de piață și nu putem decât să ne bucurăm. Așa. Bravo! A apărut
acest proiect pe care îl, în care sunt împreună cu Marian, Fructul oprit. Este un proiect care, iată, ne-a apropiat mai mult. Noi ne știam din facultate, suntem rezultatul acelorași profesori și aceleiași facultăți de teatru și s-a văzut asta de prima dată, că vorbim aceeași limbă, că suntem împreună și că nu trebuie să ne mai vorbim acum decât să ne privim și să știm exact ce trebuie să facem. Mai adăugăm puțin vin, un roze de ăsta. Uite, am dat prin ulei. Acum, bag-o și aia, obligatoriu. Poți să pui și aici în uleiul ăsta. Uite, așa, prin ulei. Așa. Ia. Deci așa. E foarte important ca orice frigărâie să fie bine, cu mult ulei pe ea, știi? Că altfel, uite, aici. Iese scrum acolo. Da. Și, nu... și e fadă și nu e. Așa. Da. Deci uleiul închide ultima? Și ficatul porii și iese mult mai moale și mai plăcut. Da? Ce an ai avut, Mircea, dacă vorba poetului am trage o linie și ai face o socoteală? Ce an ai avut? Eu nu fac niciodată, nu trag nicio linie, pentru că este destul de dramatic dacă stai la sfârșitul anului sau la să-ți... că nu ești bine să niciodată. Să faci o socoteală, da? Nu ești bine niciodată. Dar faptul că e sănătos, că ești pe picioare, că... În fiecare zi, că știi că a fost ziua mea. Da, părinții mei... Eu m-am născut în lume, în Proletaria, la Slobozia, taică-mi era lăcătuși mecanic, cu trei clase primare. La mine nu se sărba niciodată ziua de naștere. De naștere. Erau numai sărbători de nume. Onomastice, da. De sfânt. Sfântul Vasile, Sfântul Ștefan, Sfântul Părintaică. Și Sfântul Mircea? Nu există. Nu există. Sper că Biserica Ortodoxă se va gândi la un moment dat, având în vedere faptul că am scris atâtea poezii, care poate poporul român se va... își va ostoi suferințele, să mă pună și pe mine acolo. Pentru că dacă stăm să socotim că Ștefan cel Mare, care a fost un tip genial, așa, și un mare comandant de oști, a fost făcut sfânt după ce, știi bine ce a făcut, era degrabă vărsătorul de sânge nevinovat, da? Că a omorât un copil care a tras cu arcul mai departe decât el, așa, era și curvar, pentru că a avut... În afară de vreo trei, a avut mai... Nu, Cătăricianu, cred că vreo două mai puțin de Cătăricianu, dar a fost un mare curvar. Multe moldovence, deci s-ar putea în Moldova sângele lui Ștefan cel Mare, ceea ce e foarte să bine, după părerea mea. În sângele multor cucoane și da. Copii din satele românești, moldovenești, e bine. Dar răspundem la întrebare. Ce an ai avut? Un an bun, eu zic, pentru că am reușit, a fost un an... în care am făcut vinurile astea extraordinare. Câte și vinuri ai în cramă? Am 8 săuri de vin. Da? Adică alb, roșu, roze și altfel? Nu. Deci am alb... La mulți ani, români. La mulți ani, sănătate. Chardonnay, da? Muscat Otonel, da? Riesling italian, da? Ce mai am? Sauvignon, Pinot Noir, Cabernet, Merlot, și inclusiv rozeu, vreo 4 rozeuri din astea toate. Că tot se poartă rozeu acum, tineretul. Se poartă rozeu. Deci a fost pentru mine un an nemaipomenit așa. Oh, păi bunui vinul Gheorghiuliu, cules toamna pe târziu, cum spunea Maria Tănase. Nu sunt o cunoscătoare de vinuri, dar sunt o băutoare de vinuri, da, extraordinare. Nu am încercat vinul roze, pentru că nu știu de ce nu... Mi se pare așa, ceva între alb și roșu, ceva așa neterminat, dar vinurile foarte bune. Ia să vedem. Deci ficatul nu trebuie să... Nu, cred că asta e ultima. Nimic, a fost bun. O frandă pentru zi, mâncăm că a căzut pe iarbă. Și morții noștri trebuie să mănânce. A căzut pe iarbă, pe ăla îl mănânc eu, fii atent. Cu atât mai bună. Nu. Ia. Acolo duc. De ce cade pe iarbă? Fii atent asta, vezi? Da. Iarbă. O mănânc eu. Da. Dacă mănâncă și măgărușul nostru, mănâncă. Noi nu suntem mai... Hai să-i punem un nume, da? Să-i dăm un nume, da? Așa. Mai punem puțină sare. Stai să rupem puțină. Dar de pâinea asta făcută vai la tine... Mine, pâinea da. Suntem îndrăgostiți! Deci aia o iau păcat acasă. Păcat că ești măritată. Că... De ce? Nu. De lui Marian i-ai spus, da, nu? Da. Dar de ce? De ce-i păcat că-s măritată? Luați-o așa, fii atent cu strănină. Revin-o la întrebare. De ce-i păcat că-s măritată? Că poate te măritam pe aici și...
te angajăm la mine. Oricând vin, că-s pensionară. Uh-huh. Pot acum să fac ce vreau eu, când vreau eu, cu cine vreau eu. E clar că e o pofticioasă, se vede pe ea. E... Are o fire fericită, cred eu. Nu știu, astăzi am fost atât, m-am simțit atât de bine încât pur și simplu mi-am luat inima în dinți și am spus da, e, am să cânt și live și fără să repet. Geaba e luna lumină, ca mea inima nu-i bună. Geaba luna lumină tare, ca mea inima mă doare. Păcăt ești de luminoasă, și laudăm locușorul unde-mi doarme puișorul. Și voi ceva să-mi alinați durerea mai. Hei, lună, fii voioasă, mă cât ești de luminoasă, opo. Și căutăm locușorul unde-mi doarme puișorul. Hei, lună, fii voioasă, păcât ești de luminoasă, și căutăm locușorul unde-mi șade puișorul. Ai fost ca mine, că ai fost fată iubitoare și părăsită de soare. Tot așa lună și eu, m-a lăsat soarele meu, ofo. Spune-i tu, lună, să vie, inimioara să mângâie. Uite, așa am cântat cu ei. Cum a fost, nu știu, telespectatorii vor aprecia sau nu lucrul ăsta, dar eu m-am simțit foarte bine și pentru mine a fost un moment de mare bucurie. E o foarte bună cântăreață. E o combinație reușită între cântăreață de muzică populară și actorie, știi? Sigur că se ajută una pe alta până la urmă. Acum facem o combinație foarte tare. Da. Este un... cred că nu s-a făcut în lume, pe bune. Eu n-am auzit încă de rață înfiptă în dovleac, cu varză pe care am făcut-o acolo. Da. O să vedeți. Adică se potrivește pentru o sărbătoare adevărată,
are și haz și și gust. Ai mai mâncat nemaipomenit. Așa ceva, Mariane? Niciodată. Niciodată. Asta, asta, asta. Păi nu, n-ai, oh, n-aveați unde să mâncați. Păi dacă uite, până acum și această, ea e erbivoră, dar eu n-am mai pomenit o, o măgăriță care să miroasă o rasă friptă. Bă, lasă-mă în pace, bă, băi. Lasă-mă în pace. Dacă ea apreciază talentul meu culinar, lăsați-o în pace. Îl văd cum încearcă fiecare chestie și de-aia vine și la tigaie. El nu știe că el, el e erbivor, da? Dar probabil mireasma aia de legume, de vin, de nu știu ce, îi excită nările și vine acolo să bage nasul în, în tigaia în care prăjesc eu acolo carne. Bibi, vină încoace, fetița. Deci am tăiat un dovleac de ăsta, din care se face plăcintă de dovleac. Hai, că-ți mai dau. Mai dai puțină... Vin aici, vin aici, vin aici. Fii atent. Hai. Tinere actor, ce facem? Băgăm această rață cu ciocul, apucă tu de cioc. Așa? Îți. Nu râde. Hai mă, că tu n-ai făcut... Măi, fii atent, el care... Face tot soiul de matrapazlâcuri pe acolo, de, de să de joacă de a... De magie. N-ai făcut magie, n-am făcut niciodată. Magie. Magia raței, băi, făcută de mine. Să trezească, să trezească rața în dovleac. Băi, rața în dovleac n-ați mai văzut. Nici tram n-a mâncat, nici... Nici David Copperfield n-a făcut asta. În, da. În, în, deci fii atent, eu am făcut lui. În România... Nu, nu, pe bune, mă dau o mare. Că asta o să băgăm în, o să băgăm în cuptor. Fii atent, care e chestia? Dovleacul ăsta e foarte dulce, sigur, se face plăcinte. Îi băgăm niște mirodenii înăuntru, chimeni aici, piper, gata. Sare, așa, coriandru. Am uitat să punem varza, dar o punem tot pe aici, pe gaură asta. Aici. Pe găurica aici? Găurica aici. Păi da, să nu stea singură, păi săraca. Păi fiindcă va căpăra un gust foarte bun, fii atent. Bă, dacă aduci asta, nici aia, băi, la cei mai mari bogătani din lume, nu, fiindcă nu aia, sunt proști, aia bogați, aia bar n-au să mănânce, știi? Cei mai mari bogătani fetița, din lume sunt cei care au sufletul curat și sufletul liniștit, hai, nu, să nu, dar și cu banii. Hai, bata, gata. Deci am băgat varză. Poți cu să ridic ardei. Să vadă toată lumea cum arată, ia. Stai. Ia, hai de ia. Mine, mă. Băi, asta e cea mai tare. Tu n-ai făcut... No. Ți-o împrumut când mai dai un spectacol. Extraordinar. O bați după pălărie și o scoți așa, dar friptă. A fost o rețetă care m-a surprins, pentru că mi s-a părut așa puțin vizionară rețeta asta cu rața în dovleac, dar nimic nu este nou sub soare și Mircea Dinescu nu a inventat apa caldă, dar iată că puțină imaginație și puțin artistică real, așa, nu strică. Băi, întotdeauna varza, o întâlnire dintre varză și rață e ca întâlnirea între Dragnea și asta, Viorica. Se leagă foarte bine. Deci varza aia trasă în tigaie cu puțină gogoșar și cu puțină ceapă și peste care am stors și în final niște portocală și un pahar de vin. E o nebunie, e o parfum. Și băgată, introdus acolo în dovleacul ăla cu rața, n-are decât să iasă o conferință europeană de înalt nivel, în care Coana Europa n-are nimic. A de zis, o să facă plecăciuni. Deci aici, o avem aici. Gata, te strigă mama ta, așa. Gata. Punem gata. Pe lângă ea gutui gata. Confiate, că ea își va lăsa un suc așa, rața asta. După gata, ce o băgăm la cuptor, ta. Da? Du-te, du-te, du-te! Gutui du-te, confiate. Du-te, du-te. Așa. O stropim cu... Dăm portocală. Toarcem și pe asta, și pe rață. Gata, gata, gata. Portocală. Dar ia uite, hai. Mai tai o portocală, că o băgăm pe lângă ea, știi? Da, măi, că... Băi, bazme, nu vreți bazme? Nu v-ați săturat de realitatea asta, de plicticoasă și sinistră? Așa. O să băgăm două care nu sunt stoarse, știi? Așa. Hai să o tai pe asta, așa. Așa, am și asta adevăr. Merge într-un cuptor? Dă-mă zecele să-și cupere ceva. Lasă-o mă în pace. Așa. Asta punem aici două portocale. Da. Da, am pus gutui confiate.
lasă-mă în pace. Și ce mai? Și două, trei roșii, așa. Că astea la cuptor se vor stafidi, așa, da? Și vor căpăta. Îi plac foarte tare guturile, ia fetița. Știi ce? E îndrăgostită de gutui. De-aia nu i-am dat niciodată confiată. Ia să vedem, dacă asta confiată. Ia. Asta o mănâncă și mai în tare. Premieră, în premieră, în premieră, ia. Ia-o pe asta. Mamă, aha. Ai, bun. Asta, da. Băi, dacă eu sunt apreciat, nu numai de oameni, ci și de animale, vă dați seama ce mare bucătar sunt. Ia-o, fetița. Bine, ea e prietena mea, s-ar putea să facă de dragul meu. Să nu-i placă, dar să arate la televizor, băi. Maestre, mă lăsa să mă dau și o mare în fața ei? Vino, da. Vino încoace. Ia, vino încoace. Băi, dau ceva? Hai să-ți prezint, vino încoace. Vreau să-i cânt ceva, poate o să-ți cânte și mai mult. Hai. Foaie verde și o sipică, foaie verde și o sipică, trenule mașină mică, unel duș pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi mă. Trenule mașină mică, unel duș pe Ionică, mărioara lui Nenicu, măi mă, zi mă. Mil duși ocolești, tu mil duși ocolești. Unde? Din Craiova la Pitești și de jos la București, mărioara lui Nenicu, măi măi. Din Craiova la Pitești și de jos la București, mărioara lui Nenicu, măi măi. Zi mă! Mărioara lui Nenicu, măi mă. Trenule de când l-ai dus, eu într-una am tot plâns. Mărioara lui Nenicu, măi mă. Zi mă! Trenule mărioara lui Nenicu, măi mă. Are o voce specială, vine cu un bagaj moștenit de la Maria Lătărețu și îi cinstește numele cu prisosință. Ia să vedem. Da. Ce se întâmplă aici? Gondolă. Aici... Suprarealistă. Magic. Tot magic. Ce se întâmplă aici e magic. Am vrut lui să demonstreze o chestie. Se poate găti magic. Asta se bagă la cuptor cam 3 ore, n-avem timp acum. Da? Nu-i frumos să vorbești cu... Mâncând, dar... Mâncând, da? Vinu. Iau un pahar de vin, ca așa. Rozeu. A, și eu stau pe uscat? Asta deși... e. A, eu cu vin roșu. Asta stai puțin, spun. Că așa. Nu... Mulțumesc. Mulțumesc. Așa, deci, ideea că dacă aduci la o masă... Să-mi pun și mie, nu să-i pun lui întâi. Sănătate, că e mai bună decât da. Toate, oameni buni, Doamne, dragi români. La mulți ani. Un an nou cu bine. Ne-am jucat puțin, doriți. Dar gondolă de dovleac cu rățușcă. Umplută cu varză. Umplută cu varză. Călită. Cu vin. Mm-hmm. Îi mai punem acum, că asta e toată chestia, îi punem restul de vin aici în dovleac.
Îți dai seama că ea, când îl băgăm pe ăsta la cuptor, fierbe înăuntru așa și mai ia dulceață de la ea și va fi bun și dovleacul după aia. Mircea gătește, cum să spun, punând câte o parte de iubire, o parte de un dram de deșteptăciune, un dram de perspectivă, un dram de ascunziș, de lucruri pe care nu vrea să le spună de fiecare dată, la fiecare rețetă. Este un om liber. Asta se vede în primul rând. El gătește cu libertate și ne primește aici într-un stil foarte personal. Este ajutat și de locul ăsta mirific absolut de pe altă planetă. Pă bune, recunoașteți că e o mică capodoperă gastronomică. Bun, dacă e vorba de capodoperă, Sile, trebuie să-i facem cadou lui Mircea. Mircea, avem un cadou pentru tine. Fiți atenți, acum. Totdeauna mi-a fost frică de cadou. Și, cum zic grecii, aici la Brad, pentru că ai fost cu minte anul ăsta. Da. Ai fost cu minte sau nu? Mi-a dispărut cadou. Nu, sunt cu minte de când m-am Sile, născut. Ia uite ce dăm. Ce, fii atent ce ți-am făcut special. Aoleu. Cu tricolor, la mulți ani. Ce e aia? Fii atent, nu știi, nu? La tine, la Slobozia, bunica, nu făcea de asta. Eu le fac. Eu le fac pentru prins hrăticioarele. A, să prins hrăticioarele. Ce zici? Cu modele frumoase? Hai să le folosesc, da. A, ce zici asta? Când le bag la cuptor, când bag rața la cuptor, bine, hai. La mulți ani, să fii sănătos și să-ți dea Dumnezeu putere să duci mai departe proiectul ăsta până la capăt. A, și pentru că am tricolor aici, fii atent ce facem. La rățușcă punem tricolorul. Păi da, dar se arde în... Uite așa, măcar... Păi până la cuptor. Până la cuptor, să meargă. Până la cuptor cu tricolor. Da, sub, băi... Ei, eu mă bucur de orice cadou, așa, nu... Ce-ar fi să spun? Nu mi-a plăcut. Da. La mulți ani! La mulți ani, România, la mulți ani, dragi români. Băi, trecem într-un an în care... La câți măgari siniști sunt în România, măcar avem și noi o măgărușă simpatică, știi? Bă, bune, e bine să mă arătăm la televizor și măgari adevărați, care nu te scot din așa. Extraordinar. Iată ce simpatic. Dar măgar care să fie încântată de ce gătesc eu, să miroasă și ea, n-am mai întâlnit, în fine. Măi, copii. Mulțumesc foarte mult. Suntem artiști, de... supraviețim în această invitație. Lume nedreaptă, știi? E o soluție asta, să bei un pahar de vin, să uiți, cu oameni dragi. Să uiți cine e președintele României, cine e prim-ministru. Nu trebuie să ne gândim la politicieni acum. Păi. Am făcut o poveste asta frumoasă, inspirată din nebuniile lui, știi, că am vrut să-i dau o replică. Da, chiar. Da. Așa, să fie încântat și copii. Mă duc și o bag la cuptor și după aia nu ne mai vedeți, că o să o mâncăm pe întuneric, numai noi trei. La mulți ani, un an nou frumos. La mulți ani. Rață în gondolă de dovleac. Felgros, mulțumim. Mulțumim tuturor, la mulți ani, dragii mei, sănătate. Un an nou fericit. Cea mai bună decât toate. Inima, vrei să fii, mă făcuște, te iubim. Inima, vrei să fii, mă făcuște, te iubim. Mă făcuște, te iubim, mă lăsaș, a te dori. Nu mi-ar pare mândră rău de te-aș iubi numai eu, mă.
dar mai am două surori frumoase ca două flori, dar mai am două surori frumoase ca două flori. Surioara mea cea mare e după tine, Enei că moare. Surioara mea cea mică după tine se usucă. Face marș, două căprioare să intru, codrul afară. Face marș, două căprioare să intru, codrul afară. Să intru să nu mai ies un dofin, codru mai des. Să intru să nu mai ies unde-o fi codru mai des. Tocmai a trecut Crăciunul. Nu există poveste biblică fără să conțină sau să aibă ca personaj un măgăruș. Așa m-am simțit și aici la cetate, ca într-o poveste biblică unde măgărușul participa la această viață pe care o dădea domnul Dinescu fiecărui element sau fiecărei legume, fiecărui element care venea să întregească complexitatea, de fapt, a ceea ce gătise, a miracolului pe care îl gătise. O prințesă, așa m-am simțit astăzi, pentru că băieții au fost în jurul meu și au făcut și ei, mi-au dat o mână de ajutor, pentru că, în general, în bucătărie sunt cam singură. Selgros te invită și săptămâna viitoare să degusti o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.